Ce vă spune traseul Ciucea, Negreni, Bucea, Bulz, Munteni, Remeți? Șoseaua principală ne-a purtat prin rezervațiile Valea Iadei și Munții Pădurea Craiului, considerând drept opriri obligatorii lacul Bulz, lacul Munteni, lacul Leșu Ursului. De fapt, fostul lac, devenit o poartă către munții Bihor-Vlădeasa, alimenta hidrocentrala Leșu, dată în folosință în 1977, la 4 ani distanță de întemeierea marii întinderi de apă stătătoare închisă între maluri. Altă filmare mi-a adus aminte de unele estimări, potrivit cărora dispar la fiecare oră hectare de pădure din tăieri legale și ilegale. Revenind la hidrografie, Valea Iadului, cel mai important afluent al Crișului Repede, adună izvoare și colectează pâraie. Situată pe Valea Iadului, acces pe drumul forestier Iadu, sub nivelul șoselei, pe drumul lacul Leșu, stână de vale, omul completând structura geologică și aspectele reliefului, cascada Iadolina nu are o cădere de apă impresionantă ca înălțime, dar compensează prin debit. Găsește zgomotul prin licărirea surzitoare, traiectoria lor nefiind îngreunată. Oferă partea accesibilă tuturor, platoul special amenajat, o priveliște fascinantă a căderii de apă printre stâncile rupte din munte. Cei antrenați și siguri pe ei pot coborâ o potecă, având drept sprijin coarda metalică prinsă de peretele de piatră. Aici, timpul pare să nu aibă răbdare, ascunzându-și oglinda păcatului, deloc resemnat față de curgerea fără sfârșit. În încleștarea dintre cer, munte, apă, s-a strecurat acest loc, precum pulberea desprinsă într-o formă ale cărei zvâcniri devin ritm. Mai sus, în sensul deplasării deja invocate. Marcajul punct albastru părăsește drumul, urcând abrupt un versant pe dreapta, până la cascada Săritoarea Ieduțului, după care, pe drumul către stâna de vale, apare din versant pe stânga o altă cascadă numită Vălul Miresei, de Bihor.